2, 1, acțiune! Cu lapte sau fără lapte? Asta e întrebarea. Cum reușiți să veniți mereu cu întrebări mai nebune de la ediție la ediție? Venim cu întrebări noi pentru că avem o echipă de conținut foarte bună și în același timp cumva nu contribuim, venim toți cu idei. Că la întrebarea în sine nu contribuim, noi venim doar cu ideea întrebării și atunci ei o structurează în așa fel încât să poată fi jucată în emisiune. Da, exact. Ce mai cu ce vine nou acest sezon, ce spun românii? Cu nimic. Nu vreau să te mint, știu că atunci când e sezonul, vine nou cu o să venim, nu e nimic nou, este același proiect, sunt la fel, sunt familii foarte mișto, sunt întrebări la fel de tâmpite, unele, altele, dar e totul la fel. Adică n-am reparat nimic, era bine cum era înainte. Știu că atunci când vii cu ceva nu zic, mamă, uitați-vă, este nemaipomenit, nu s-a mai văzut niciodată așa ceva. Nu, noi suntem aceiași. Stop! Una! Să-mi s-aud? Cine sunt cei 100 de români? Sunt mereu aceiași sau...? Sunt niște rude de ale mele de la Buzău. Mie, da? Cei 100 de români sunt 100 de oameni pe care noi îi tot schimbăm, îi tot rulăm, care au răbdare să ne răspundă la foarte multe întrebări. Noi luăm întrebările de la ei, le punem într-un tabel, stabilim cele mai populare răspunsuri și pe alea le ținem. Și să știi că avem multe întrebări care nu se pot juca, adică punem întrebarea și răspunsurile sunt așa de la X la Y, că nu ai cum, nu. Și atunci întrebarea respectivă nu intră în emisiune. Acțiune, numai la